Bună din nou și bine ați revenit la Bucharest Tech Week. Îl avem alături de noi acum pentru această sesiune pe Florin Hozoc, CEO al Besmax Group. Și vom vorbi despre viitorul care sună green, despre medicina omului sănătos și noua aplicație de telehealth, Hello Green. Dar mai întâi să vă spun câteva cuvinte despre Florin. El este unul dintre cei mai activi antreprenori din domeniul medical din România. Este CEO al Life Solution Group, Besmax Pharma Distribution, Besmax Life Solutions sau Besmax Medical Concierge și e un susținător activ al pacienților cu imunodeficiențe, precum și furnizor de medicamente derivate din plasmă, are o activitate amplă de advocacy în favoarea medicinei viitorului dedicată oamenilor. Florin Hozoc este specialist în sănătate care aduce soluții inovative axate pe social responsibility, sustainability și chiar circular economy. Bine ai venit! Florin. Bine v-am găsit. Sper să fie interesantă prezentarea de astăzi. Te rog frumos, dacă ai pregătit prezentare, poți să le arăți spectatorilor noștri. Ok. Și o să mă retrag ca să putem să vedem împreună ce vom rula pe acest ecran. Și ar trebui să încep prin a spune că această aplicație își propune un lucru extrem de important. Să ne ajute să fim mai sănătoși, fie că suntem oameni tineri care nu avem afecțiuni cunoscute, fie că suntem persoane care deja suferim de anumite boli cronice și care de fiecare dată căutăm cele mai bune soluții, astfel încât să știm că primim îngrijirea de care este nevoie. Tehnologia s-a dezvoltat atât de mult încât este evident că în momentul de față medicina trebuie să se împreuneze cu tehnologia. Sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le spun încă de la început și știm din toate studiile prezentate în ultima perioadă că medicina modernă ne poate ajuta să trăim peste 120 de ani dacă fiecare dintre noi ar beneficia de toate tehnologiile existente în prezent. Cu toate acestea, speranța de viață nu depășește 80 de ani și, atenție, peste 70% din decese se produc din cauze evitabile. Și aici este, de fapt, cheia, pentru că ceea ce noi propunem, aplicația pe care noi o propunem, este o aplicație de telemedicină, dar care vine să ne ajute să reducem acest procent devastator, spun eu, al deceselor evitabile. România este chiar în fruntea acestui clasament la nivel european, având peste 80% dintre decesele înregistrate în fiecare an din categoria acestor decese evitabile. Și asta înseamnă fie că românii pierd lupta pentru că nu previn anumite boli încă dinainte ca acele boli să se instaleze sau pentru că nu au un acces potrivit la cele mai bune tratamente și iarăși mor din cauza unor boli perfect tratabile, mai ales dacă sunt descoperite în primele faze ale bolii. O să vorbesc la început mai mult despre medicină și după aceea o să intrăm în partea de tehnologie pentru că este foarte important să înțelegem la ce ne folosește și e important să înțelegem cum pierdem cel puțin 40 de ani din viață, pentru că neglijăm riscurile, dezvoltăm obiceiuri greșite, nu ne diagnosticăm la timp și nu ne tratăm corect bolile. Ori aici am încercat să venim cu o soluție. Cel mai important lucru în România, și îl știm toți, este că de fiecare dată când avem o afecțiune sau când suntem într-o suferință și vrem să descoperim ce ni se întâmplă, accesul către medici și accesul către soluțiile medicinei moderne pare a fi greoi. Și pare a fi greoi pentru că sistemul de sănătate este un hățiș în care de fiecare dată ai nevoie să suni un prieten pentru a te duce la cel mai bun doctor. Nu, oamenii simpli nu cunosc care este cel mai bun doctor și ei se bazează întotdeauna pe un astfel de prieten, pe un astfel de ajutor sau merg cu teamă în fața oricărui medic. Lucrul ăsta trebuie schimbat pentru că fiecare persoană trebuie să înțeleagă că ne îmbolnăvim
pentru că neglijăm niște riscuri înainte ca aceste riscuri să producă o boală. Trebuie să înțelegem că e nevoie să ajungem în fața medicului mult mai devreme. Pentru asta trebuie să aducem medicul în buzunarul pacientului. Și e foarte interesant pentru că cei mai mulți dintre oameni își neglijează sănătatea, dar toți cred că au dreptul la cei mai buni medici și cele mai bune tratamente atunci când se îmbolnăvesc. Și dacă se poate, totul să fie gratuit. Ei bine, nu este așa și iarăși e un lucru pe care încercăm să-l facem cu această aplicație. Să schimbăm comportamente, să dezvoltăm un anumit tip de comportament, așa numit comportament dezirabil, în care fiecare să înțeleagă că este în parte foarte responsabil de starea lui de sănătate. Asta înseamnă că trebuie să-și cunoască riscurile pentru sănătate pe care fie le are genetic, fie sunt riscuri care vin din obiceiurile nesănătoase pe care le practică și la care ar trebui să renunțe, fie că sunt riscuri care vin din mediul în care trăiește, din activitățile pe care le desfășoară. Odată ce cunoști aceste riscuri, este foarte simplu să le gestionezi, este foarte simplu să ai un stil de viață protectiv în acord cu aceste riscuri și în unele situații este foarte simplu chiar să iei anumite tratamente care reduc aceste riscuri, astfel încât ele să nu se transforme în ceea ce numim de obicei boală. Aplicația noastră face exact lucrul acesta. Pune față în față pacientul care își dorește să rămână sănătos sau pacientul care este deja bolnav, dar are nevoie de un medic. Și în condițiile în care accesul la serviciile medicale de calitate depinde de resurse limitate de competență și vedem lucrul acesta, respectiv de costuri tot mai ridicate, este important să prevenim bolile evitabile și să tratăm la timp afecțiunile care, tratate în faze inițiale de evoluție, pot să fie oprite. Iarăși, subliniez, nu este o simplă aplicație de telemedicină, ci este o aplicație care vine să ajute, să educe, să dezvolte comportamente dezirabile. Și am intrat deja în ceea ce vă arăt acum și anume aplicația. Suntem în cont de pacient. Acolo unde pacientul trebuie să învețe niște lucruri simple în această primă etapă de dezvoltare a aplicației și anume să își organizeze toate informațiile pe care le deține și toate informațiile de care are nevoie pentru a ști în orice moment el și medicul său care sunt riscurile, care sunt afecțiunile. Aici, de exemplu, vedem cum arată evoluția unor parametri pe care o vede atât parametrii vitali sau parametrii foarte importanți în evaluarea stării de sănătate, pe care o vede de fiecare dată atât medicul cât și pacientul. Este un lucru foarte important că atunci când ne uităm la sănătatea unui om, să vedem lucrul ăsta în dinamică, să putem să înțelegem care sunt evoluțiile stării de sănătate, evoluțiile unor parametri, să putem să vedem ce anume nu merge bine și care sunt riscurile ca lucrurile să se înrăutățească. Prin această aplicație, toți utilizatorii au acces la cei mai buni medici. Asigură, practic, acces la acești medici, fie că sunt în România, fie că sunt din străinătate, pentru a le oferi utilizatorilor cele mai bune planuri de profilaxie a bolilor evitabile, dacă sunt deja sau dacă sunt încă sănătoși, respectiv cele mai bune planuri de tratament ale unor afecțiuni deja existente, pentru a preveni complicațiile acestora, precum și alte boli asociate grave. Aplicația dezvoltă toate instrumentele de care un medic are nevoie, de care un pacient are nevoie, astfel încât consultația de la distanță să fie chiar mai eficientă, mai bună decât consultația în cabinet pentru acele situații în care nu este nevoie de
o analiză clinică a pacientului. Știm cu toții că de foarte multe ori consultația sau discuția cu medicul din cabinetul medicului se rezumă la analiza unor date de laborator, la analiza unor ecografii, unor alte date imagistice pe baza cărora se stabilește o conduită terapeutică, adică un tratament. Ori lucrurile astea pot fi făcute prin această aplicație și le-am pus în această aplicație. Acum suntem, de exemplu, în contul de medic. Medicul poate folosi această aplicație pentru a face absolut toate fluxurile cu care este obișnuit. Creează cazuri pentru fiecare pacient în parte. Programează pacienții la diverse tipuri de consultații. Este vorba fie de videoconsultație care se desfășoară prin software-ul de video integrat în această aplicație. Poate oferi inclusiv consultație prin chat, așa cum se întâmplă în momentul de față. Mulți dintre medici oferă acest tip de consultații pe WhatsApp, lucru care nu este chiar cel mai bun. Dar important este că medicul își organizează foarte bine pacienții, astfel încât cea mai mare parte a pacienților care nu este nevoie să fie chemați în cabinet, pentru că la următoarea consultație nu e nevoie neapărat de un consult clinic, ci doar de o discuție legată de evoluția bolii, acești pacienți să poată să fie consultați prin consultație de la distanță. Și iată, spunem aici că medicii vor avea la dispoziție această aplicație care îi va ajuta să-și organizeze mai eficient activitatea, putând prelua între 30% și 70% din consultațiile desfășurate în prezent la cabinetele medicale, în clinici sau în spitale, chiar în spitale, pentru că vorbim de acele consultații care se rezumă la o discuție cu pacientul în care analizezi evoluția unor date clinice și paraclinice și de asemenea îi reevaluezi medicația. Un lucru extrem de important. Medicii colaborează între ei și de aceea exista până acum o reținere pentru a face aceste consultații de la distanță. Pentru că o consultație în clinică sau o consultație în spital înseamnă de foarte multe ori și colaborarea cu alți medici din alte specialități. Și am dezvoltat ceea ce noi numim consultațiile multidisciplinare sau bordurile interdisciplinare, care ajută pe medici, fiecare medic care are un pacient, creează un caz pentru acel pacient și invită medici din România sau chiar medici din străinătate, fie că e vorba de medici români plecați în străinătate sau medici străini cu care ei au colaborat, să-l ajute să dea cea mai bună informație, cea mai bună consultație, să stabilească împreună cea mai bună conduită terapeutică. Este un tool extrem de util pentru orice medic, astfel încât el să simtă că nu mai există o diferență atât de mare între consultația de la distanță și consultația de la spital, de exemplu, acolo unde, dacă are nevoie de un specialist, îl cheamă și acel specialist este foarte aproape și poate să vină. Același lucru se întâmplă și aici, fie că își cheamă în ajutor un specialist prin chat, fie că îl invită efectiv într-o conferință video. E un lucru foarte important de spus. În ultimii 15 ani, aproape 50.000 de medici români au plecat în străinătate, iar cu ajutorul Hello Green, medicii români care lucrează în marile spitale din străinătate pot să-și ofere serviciile direct pacienților români, dar și medicilor participând la astfel de consultații interdisciplinare. E un lucru extrem de important. Aici, de exemplu, vă arătăm cum se creează un astfel de caz și cum se construiește un board interdisciplinar pentru a studia un astfel de caz. Toate datele pe care le prezentăm aici sunt, să spunem așa, de test, deci nu sunt informații reale, tocmai pentru că nu putem să prezentăm informații reale, dar arătăm foarte clar cât este de util acest lucru. Revenind la medicii din străinătate, medicii români plecați în străinătate,
trebuie să ne gândim în același timp și la milioanele de români care sunt și ei în străinătate și de multe ori se plâng că nu au acces la servicii medicale acolo unde se află. Ori, practic, prin această aplicație reconstruim comunitatea românească oriunde s-ar afla, pentru că atât medicul român care a plecat și lucrează acum în mari spitale din străinătate, cât și pacientul român care acum se află în străinătate, au nevoie, simt nevoia să se întoarcă acasă și la modul acesta. Și este absolut ușor de înțeles cât de bună, cât de utilă este această aplicație pentru medicii români care pot să dea consultație pacienților din România și pacienților români din diaspora, dar și pentru pacienții din diaspora care vor avea astfel acces și la pacienții de acasă din România, dar și la pacienții români din țara unde ei locuiesc, la medicii români din țara unde ei locuiesc și sunt medici care lucrează în marile spitale. Vă vorbesc un pic despre prima parte a dezvoltării acestei aplicații, în care medicii sunt invitați să se înregistreze gratuit pe platformă în următoarele săptămâni. În momentul de față deja sunt peste 250 de medici înregistrați în platformă, în proces de validare mare parte dintre ei. Este vorba de validarea unor documente care atestă că ei au drept de liberă practică. Apoi va urma, începând cu iunie, pacienții vor putea să-și deschidă conturi tot gratuit și să înceapă să utilizeze aplicația. Și ulterior, în septembrie, vom lansa HelloGreen 2.0, care va integra toate sugestiile venite din partea utilizatorilor, dar mai ales va integra toate recomandările pe care le primim în urma unui studiu complex de user experience, astfel încât, de fapt, noi învățăm cu ajutorul inteligenței artificiale, a machine learning-ului, să dezvoltăm această aplicație în acord cu nevoile pe care utilizatorii le au în timpul interacțiunii dintre medic și pacient, dintre medic și medic și așa mai departe. Este foarte important de spus că evoluția acestei aplicații va fi una făcută cu ajutorul inteligenței artificiale, care ne va ajuta inclusiv să programăm. Astfel, la sfârșitul anului 2021, vom actualiza varianta HelloGreen 2.0 pentru a permite utilizatorilor să fie bonificați pentru tot mai multe activități ce fac parte dintr-un stil de viață protectiv. Apoi, în prima parte a anului 2022, vom lansa HelloGreen 3.0, care va fi lansată în special pentru a permite integrarea a foarte multe device-uri și mai ales pentru a permite teleradiologia, astfel încât să poți să ai acces la cea mai bună expertiză, chiar dacă, să spunem că faci un RMN într-un oraș unde poate nu ai cei mai buni specialiști în imagistică. Este un lucru foarte important de spus. În prima parte a anului 2022, când vom lansa varianta 3.0, o vom lansa atât în România și simultan în alte 5 țări din Europa. Platforma este una care se va internaționaliza, pentru că este important ca tuturor pacienților care își doresc să dezvolte bunele obiceiuri și bunele practici în profilaxia bolilor evitabile, dar și în un tratament la care ei să fie cât mai complianți, trebuie să aibă acces la o astfel de platformă. Punem accentul pe aceste lucruri în momentul de față, tocmai pentru că este important să înțelegem că aceste aplicații vin să dezvolte bune practici, vin să dezvolte un comportament dezirabil. Este extrem de important ca în următoarea perioadă să reușim împreună să dezvoltăm aceste tool-uri
prin feedback-ul pe care fiecare dintre voi îl dă. Dar cel mai important lucru pe care îl vom dezvolta și este un lucru pe care iarăși trebuie să-l înțelegem cu toții, vor fi acele beneficii pe care fiecare dintre utilizatori le va primi, fie că vorbim despre pacient, adică cel care caută cele mai bune servicii medicale, fie că vorbim despre medic. Iar pacientul va trebui să învețe că sănătatea este un drept, dar cere responsabilitate și cere renunțarea la niște obiceiuri nocive, cere complianță la recomandările pe care medicul le face, iar medicul, pe de altă parte, știe astăzi, doar că avea nevoie de o astfel de aplicație care să-i dezvolte aceste tool-uri, că o componentă extrem de importantă din relația cu pacientul este aceea în care îi explică cât de important este să urmeze toate recomandările, să urmeze tratamentul, să-și evalueze corect riscurile și să le țină sub control printr-un stil de viață protectiv și printr-o medicație care este potrivită cu riscurile. Sunt gata să răspund la întrebări, astfel încât să aduc și acele informații pe care în această prezentare le-am adus poate mai puțin. Mulțumim frumos, Florin! Foarte frumoasă prezentarea ta! Mă bucur că ai venit cu așa o soluție. Eu rezonez cu domeniul ăsta pentru că am investit în 3 startup-uri de telemedicină până acum și de mentorat prin Common Success sau separat prin Institutul de Excelență de Antreprenoriat am mentorat încă vreo 5. Sunt multe, au apărut foarte multe, adică în ultimii au fost Recomedica, care au intrat la noi în Common Success și până să termine programul de accelerare au luat investiția de pe Seedblink de 300.000 de euro și s-au lansat înainte de Demo Day. E un peisaj cu o concurență destul de mare, dar și știu din că piața asta crește și crește masiv. Totuși, când evaluăm noi la fond, când vrem să investim, ne gândim la diferențiatori și la capacitatea de scalabilitate a unui startup, a unui astfel de inițiative. Cum vezi că ai putea să extinzi ce faci tu la nivel european, dacă nu chiar și global, și o extindere accelerată, mă refer, pe genul de startup? Da. Ok. Să spunem așa, plecăm de la experiența pe care o avem pe piața de medical concierge, acolo unde, de fapt, puneam față în față pacientul care avea nevoie cu cei mai buni medici la nivel european, în România, cei mai buni medici din România și la nivel european. Să spunem că această experiență la firul ierbii ne-a ajutat foarte mult să înțelegem care sunt nevoile. Scalabilitatea ține în primul rând de dezvoltarea unor bune obiceiuri atât ale pacientului cât și ale medicului. Atunci când am discutat de scalabilitate, ne-am pus problema că inclusiv tool-urile pe care le avem și ați văzut planul pe care îl avem de dezvoltare, trebuie să fie foarte atent așezate, astfel încât evoluția acestei platforme să fie ca evoluția unei clase cu elevi care pleacă de la clasa 0. Astăzi, de exemplu, utilizatorii trebuie să învețe, îmi place să spun lucrul ăsta, să facă bastonașe. Adică, primul lucru pe care trebuie să-l învețe, și avem toate tool-urile astea in place, este să învețe să-și organizeze informația despre starea lor de sănătate, să schimbe informația cu medicul căruia îi solicită o riscogramă din punct de vedere a stării de sănătate, indiferent dacă e sănătos sau este bolnav, iar apoi să învețe cum gestionezi riscuri de sănătate. Pe măsură ce pacienții devin mai responsabili și mai complianți, încărcarea pe medicii care sunt în platformă este mai redusă și le permite acestor medici să preia și alți pacienți. În plus, dă exemplu celorlalți medici care poate n-au avut încă acces în platformă să înțeleagă cât de mult îi ajută platforma să-și eficientizeze munca. Evident, scalabilitatea acestei platforme nu ține doar de
capacitatea tehnică, care din punct de vedere al tehnologiei poate fi oricând rezolvată, ci ține de modul în care pacientul va interacționa cu această platformă și tocmai de aceea noi propunem planuri personalizate de prevenție în care pacientul trebuie să raporteze zilnic dacă și-a făcut programul de prevenție sau dacă și-a luat medicația și în felul acesta îl ținem cumva în contact direct cu medicul lui curant. Și lucrul ăsta îl face să dezvolte comportamente dezirabile. Asta este cheia. Fără a dezvolta comportamentele dezirabile, un astfel de proiect rămâne doar o platformă de telemedicină care intră în competiție cu multe alte platforme și nu oferă un beneficiu real. Beneficiul real este să vezi că analizele tale după 6 luni și după încă un an și după aia la un an de zile sunt mult mai bune decât erau înainte să intri ca utilizator pe platformă într-un program personalizat de tratament sau de profilaxie. Ăsta este diferențiatorul, să spunem așa, pe care încercăm să-l construim. Da. Mă bucur de această abordare și focusată pe client și pe beneficiile lui. Este minunat. Mulțumim mult. Mai sunt întrebări, dar trebuie să trecem la următoarea sesiune. Ceea ce pot să-ți transmit, Florin, este că și în chat, dar și pe private au venit foarte multe felicitări. Puține întrebări, sunt câteva, dar cele mai multe felicitări, ce super proiect. Așa că felicitări mulțumesc și din partea mea. Iar vouă vă sugerez să intrați în MyConnector la următorul eveniment, când începem într-un minut.